Facultatea de Inginerie din Hunedoara și-a prezentat la începutul acestei săptămâni oferta educațională în fața a sute de elevi de la liceele din oraș. Întâlnirea a avut loc în aula facultății. Decanul facultății le-a prezentat viitorilor absolvenți baza materială a acestei instituții de învățământ superior. Am decis ca să facem o acțiune prin care să punem în legătură atât elevii din licee, în special elevii din clasele terminale, clasele a 12-a, cu învățământul universitar. E bine să știe elevii ce le putem oferi, care este oferta de studii, de licență, eventual de master, cei care doresc să continue. E bine de știut că la Facultatea de Inginerie Hunedoara există și ofertă de studii doctorale. În prezent, studenți avem aproape 900, licență plus master. Sunt 6 secții de licență și 5 de master. Cei care aleg să urmeze cursurile Facultății de Inginerie pot beneficia de burse de studiu, de merit și de performanță, iar cei care provin din familii cu o situație materială precară pot primi burse și ajutoare sociale. Studenții facultății se declară mulțumiți de facilitățile de aici. Oferta educațională a părut atractivă și pentru viitorii absolvenți de liceu. Sunt în anul 3 studentă la informatică industrială. Și cum este aici la facultate? Foarte bine. Și bursă? Eu da, iau bursă. Iau bursă de media 8, adică bursă normală. Am luat și bursă de performanță, deocamdată nu mă iau. Îndemn pentru viitorii studenți, pentru elevii care termină anul acesta și vor să se înscrie aici, de ce ar trebui să opteze pentru această facultate? Această facultate este la fel de bună ca orice altă facultate și este mai aproape de casă și profesorii sunt foarte bine calificați pentru această meserie. Te-ai gândit pe viitor la ce facultate vrei să te înscrii? Momentan nu. Cum, după prezentarea de astăzi, nu te-ar interesa Facultatea de Inginerie? Într-un fel da, într-un fel nu. Ce într-un fel nu? Păi nu-i meseria care îmi place mie. Ți-ai dori să faci? Ceva în cadru militar. Dacă te vei răzgândi, ar fi și facultatea aceasta o a doua variantă? Da. Ceea ce prezintă această facultate, cum ți se pare? Mi se pare ok. Ar fi de viitor pentru cei care doresc? Da, ar fi de viitor. În condiții? Da. Despre burse, ce părere ai? Îi ajută? Da, îi ajută. Înființată în anul 1970, Instituția de Învățământ Superior din Hunedoara este acum parte a Universității Politehnica Timișoara. Facultatea oferă 6 specializări în cadrul învățământului de lungă durată, dar și cursuri postuniversitare de specializare și master.